Olight SR95S UT Intimidator, varianta C, throwerul gamei SR profesional, adică lanterna ce aruncă cel mai departe. Haideți să vă arăt ce conține cutia. Catalogul, manualul de utilizare, bineînțeles cu graficul de funcționare, lanterna, niște garnituri O-ring. Nu o să le folosesc niciodată, deoarece nu se desface, dar în fine. Aceeași curea de transport, cu burețel, foarte frumos. Priviți până și el, ăsta este matrasat frumos. Totul foarte, foarte, foarte bună calitate. Este o curea de transport. Aici nu mai desfac, e la fel ca la toate celelalte. Încărcătorul, bineînțeles. Foarte bună calitate, foarte mare, mai mare ca unul de laptop. Cum să discutăm despre lanternă? Să iau cutia de aici. Lanterna asta este cea mai vândută lanternă din gama SR. Nu cred că datorită performanțelor, ci cred că mai degrabă datorită neînțelegerii exacte a clienților, a fenomenului, a lanternelor. Majoritatea cumpără lanternele uitându-se la distanța maximă de iluminare. La asta distanța este foarte mare, vreun kilometru. În teste a ieșit mai mult de atât, au ieșit vreo 1200 de metri, dar în fine, așa e dat de producător. Știm că Olight-ul nu pune accent pe marketing, foarte rău, însă ăsta este adevărul. Același indicator de tensiune, aceeași baterie, 7800 de mAh. Aici se încarcă. Toate conțin același acumulator. Nivelul de încărcare al acumulatorului. Radiatorul, priviți. Totul este de foarte bună calitate. Lanterna asta a fost îmbunătățită 5 ani, 5-6 ani a ieșit, era SR-ul 90 și în fiecare an a mai fost făcut ceva la ea, s-a ajuns aproape de perfecțiune, imediat o să vă și povestesc de ce spun asta. LED-ul, să dau camera mai sus că e foarte lungă asta. Este un SBT-70 de dom, deci nu are dom. Haideți să vă și arăt cum este. Oglinda de foarte bună calitate, aceeași ca la restul gamei, foarte bine calculată. Sticla asta de protecție, foarte scumpă, tratat antireflex. Cantitatea de lumină ce trece prin ea este de asemenea extrem de mare, e foarte importantă sticla asta, nu e o simplă sticlă banală. O să fac un filmuleț special, sunt multe de povestit. Butonul foarte mare, foarte ușor de găsit, deci oricum ai ține lanterna, îl simți unde este, noaptea nu trebuie să-l cauți. Un click, lanterna pornește pe ultima fază. Un alt click se oprește,
ținând apăsat ciclic, trece din mod în mod, dublu clic stroboscop, dacă ținem apăsat 3 cicluri se blochează butonul, mi se pare, n-ai unde să o arunci pe asta ca să te apese butonul, în fine, deci are și o blocare, o funcție de blocare a butonului contra apăsării accidentale, dublu clic stroboscop, la fel ca la restul seriei, foarte ușor, foarte simplu. Sunt multe de povestit, nu știu cum să mă organizez ca să le spun pe toate, foarte rapid. Deci este extraordinară lanterna asta. Este extraordinară deoarece, dacă vă citesc puțin, deci are numai 1250 de lumeni. Da? Am spus corect, 1250 de lumeni, adică puțin mai mult ca un M22 sau ca un S30R2. Ca asta. Deci asta are 1250, asta are 1020 de lumeni. De aici vă spuneam, cantitatea de lumină emisă de LED nu este așa importantă. Importante sunt lupa, adică oglinda, optica. Da? Nu o să putem face asta să bată un kilometru niciodată în viitorii 10 ani, nu cred că va fi posibil. La fel cum nu vom putea ține asta mică pe 1000 de lumeni, la fel ca asta, deoarece căldura disipată trebuie să ducă undeva, nu avem radiator, observați, este fizică, chiar și asta nu poate ține flat 1250 de lumeni, deci nu este de ajuns acest radiator puternic. Asta spun obsesiv că nu e chiar așa, e un domeniu foarte, foarte complicat. Însă Olight a reușit și a implementat acel sistem de control. Adică dacă SR-ul, dacă mi-aduc eu bine aminte, 95 pleacă de sus și coboară ușor. Fiind mai mulți lumeni, coboară până la 600 de lumeni și el ține 600 de lumeni flat foarte mult. Asta, având un mai puțin lumeni, adică 1250, aproape la jumate, scade mai puțin, de se duce până la vreo 800 de lumeni și după aceea o ține drept. Diferența între 1200 și 800 de lumeni pe 200 de metri, 300 de metri, 400 de metri, vă garantez că nu este vizibilă de ochiul unui utilizator obișnuit. Deci cantitatea de lumină e aceeași. Nu e aceeași, dar nu o putem percepe. Diferențele apar la capătul intervalului de iluminare, adică la 1000 de metri. Da, cu 800 de lume nu mai putem ilumina 1000 de metri. O să luminăm doar, nu știu, n-am încercat, dar probabil 900 de metri, dar distanțele astea sunt mult, mult prea mari, deci nu există, trebuie să te uiți cu binoclu, e glumă, nu, deci nu există, ochiul nostru nu vede mai mult, chiar dacă vedem o suprafață luminată, nu vedem ce în interiorul ei. Am făcut un test pe Dunăre, nu știu cât să aibă Dunărea lățime, în punctul ăla unde am făcut eu testul, probabil vreo, nu știu, 100 de metri, 150, maxim 200 de metri. Și luminam cu un SR51 extrem de bine, știți că luminează la sute de metri. Pe partea cealaltă m-am jucat foarte mult cu ea. Dimineața am avut stupoare să văd că acolo unde luminam eu, fine, se termina pădurea și exact acolo erau vreo 4 mașini, vă jur, n-am văzut niciuna de mașini, deși eu luminam foarte puternic acea zonă, deci ochiul meu nu a văzut ce era în interiorul cercului luminat, deci nu e chiar așa, adică trebuia să mă uit cu un binoclu sau să o dau puțin mai jos, o intensitate mai mică. Într-adevăr, mașinile nu erau puse cu farurile, ca să erau puse paralel cu Dunărea.
Deci, nu știu, mi se pare o prostie totuși să te bucure că e 100, 1000, bate 1000 de metri și 900. Deci, nu, distanțele astea sunt extrem de mari. Cert e, punctul ăsta este foarte mic în dimensiuni, aruncat extrem de departe. Raza asta, care o vedem aici, ca să o dau mai mică, asta este foarte mare, luminează 50 de metri lejer totul în jurul dumneavoastră, deci pentru apropiere relativ, dacă 50 de metri poate însemna apropiere, o să vedeți la testele de noapte. Deci produsul ăsta este senzațional, de Olight a reușit să atingă distanța asta de 1 km cu doar 1250 de lumeni. Asta înseamnă multe avantaje, adică o autonomie de 3 ore pe modul maxim, e extrem de mult la nivelul ăsta și e senzațională. Lanterna asta, a spus un user la noi pe site, o încarcă, știu despre cine e vorba, eu am vorbit cu el, are doi paznici, a luat două lanterne, câte una pentru fiecare, unul are o gheretă într-o parte a bălții, celălalt în partea cealaltă, nu mai țin minte exact, dar avea multe hectare, toată balta. A zis, mi-a spus, m-a sunat și mi-a spus că o încarcă o dată pe săptămână, în condițiile în care paznicii sunt la datorie în fiecare noapte și verifică au ruta din jumătate în jumătate de oră, deci o aprinde succesiv de mai multe ori, dar nu stă cu ea aprinsă, că normal, te uiți, vezi că nu-i nimeni, o stingi, te duci la loc. Nu stai cu ea în mână, nu e un proiector, nu trebuie să vezi pe unde mergi, nu ești cu mașina. Deci 3 ore înseamnă extrem de mult, înseamnă o săptămână de utilizare foarte intensă. Și gândiți-vă că atunci când o aprinzi, ea stă mult pe maxim, de mai multe ori, deci nu o aprinzi și ea scade, nu știu, jumătate de oră scade sau într-o oră scade până la 800 de lumeni, deci scăderea asta de care vorbesc eu nu e făcută, nu face step down, adică nu ca scade de la 1250 de lumeni, pac, la 500 de lumeni după 2 minute, nu, este o curbă insesizabilă. O să vă arăt la filmarea de noapte. Ea stă pe modul mediu, 500 de lumeni, la fel mi s-a spus că e folosită mai mult pe modul mediu, de utilizatori obișnuiți, eu nu am ce să păzesc, nu pot să doar presupun, de însă multă lume mi-a spus că le e de ajuns acel mod mediu de numai 500 de lumeni, atenție, cu autonomie de 8 ore, extrem de mult, senzațional de mult, și o să vedeți că ea 500 de lumeni putem lumina la 500 de metri fără nicio problemă, este extraordinară. Am mai spus că nu poate fi copiată și n-a fost copiată 6-7 ani. Ne-am apucat noi să vindem lanterne de 5 ani și atunci era deja SR-ul 90. Probabil a apăruse cu un an, doi înainte, deci sunt mii, poate chiar zeci de mii de exemplare de SR în lume utilizate de oameni profesioniști. Nu este o lanternă pentru home use, deci vă rog, lăsați-mă cu comentariile că e scumpă, că face mâncare, că nu fiți proști. Nu are nicio legătură cu home use-ul, nu e scumpă deloc lanterna asta. 14 milioane este foarte ieftină atunci când ai daune de la furturi de zeci de mii de euro. Deci vă rog, nu știu că e scumpă, dar nu e o lanternă de casă. Da? O lanternă de casă sunt și la 1 milion, și la 2, și la 3, în funcție de ce vrei. Deci nu ție o de-asta să o țin mașină. E absurd, vă rugăm, nu am nevoie de comentarii de-astea prostești, că face mâncare, că gătește, că nu. Se duce, salvează vieți lanterna asta. Da, nu pe toată lumea. Da? Dacă îmi salvează două vieți, o lanternă este neprețuită, sau o viață. O lanternă este neprețuită, ce contează 14 milioane. La fel, în situații de urgență, de inspecție, de aeroporturi, gândiți-vă ce înseamnă să vezi că e gheață pe un avion, că sunt păsări, că sunt... Deci este... nu are legătură prețul, prețul este un extrem de bun, puteți să vă uitați, au apărut niște lanterne, să spunem, puțin similare altor producători, însă
Este exemplu cel mai clar, nu vreau să-i spun numele, că nu ăsta e scopul nostru aici, să fac antireclamă. De ce spun obsesiv calitatea geamului, calitatea oglinzii? Lanterna este un tot, nu este un LED ce emite X lumeni, nu, este oglinda aia face 80%, din interior face 80%, geamul ăsta face și el, cred că peste 10%, vorbesc ponderea în performanțe, LED-urile toate sunt la fel. După aceea mai este iarăși centrarea oglinzii, calcularea ei, în fine, sunt multe, multe aspecte, da? Puteți observa, căuta pe internet, o să vedeți o lanternă aceeași distanță de 1000 de metri, este obținută, nu a fost reușit, nu s-a reușit obținerea ei cu mai puțin lumeni, ci cu de două ori mai mulți lumeni, da? Undeva la 2000 și ceva, parte, dacă țin eu bine minte. Asta ce înseamnă? Ok, pentru utilizator e fix același lucru, va vedea același lucru. Să spunem așa în ghilimele, e la fel ca asta, însă sunt două mari dezavantaje, iar pentru acest segment de profesional sunt cruciale. Unu este autonomia, normal, mai mulți lumeni consumă mai mult energie, e logic, da? Nu mai țin minte cât are, nici nu vreau să mă uit. E sub jumate și jumătate de oră era mult, dar este sub jumate autonomie pe modul maxim. Și doi, cantitatea de căldură este imensă, mult mai mare, înseamnă fiabilitate mai mică în timp. Este extrem de simplu. Lanterna va sta încinsă foarte mult timp, deși am impresia că nu stă, face step down, iarăși. Deci, e un produs extraordinar. Când o să văd o lanternă egală cu SR-ul 95S, o să scot pălăria, o să vin aici și o să fac un review cu ele puse una lângă alta și o să spun, uitați, firma X a reușit. În fine, o să fiu puțin rău și o să spun după 6 ani, că ăsta e adevărul, să facă o copie după SR95S sau să o egaleze sau să o depășească. Vă promit asta că o să vin și o să vă arăt. Dar nu s-a întâmplat asta și nu cred că se va întâmpla curând. Am fost întrebat de ce nu sunt upgradate, că trece, ce rost are. Sunt perfecte așa cum sunt. Se vor upgrada când o să fie cazul. Pentru 20 de lumeni, 50 de lumeni în plus, ca să mai pună 100 de metri la distanță, n-are sens. E o lanternă extraordinară, am spus la început că este puțin ciudat că e cea mai vândută, dar este punctul meu de vedere, până la urmă utilizatorul cere și utilizatorul cumpără, însă scopul meu aici este, vreau ca toată lumea să cumpere exact lanterna de care are nevoie, care îl va satisface cel mai mult în activitatea care o desfășoară, care sperie cei mai mulți hoți, care prinde cei mai mulți hoți, care salvează cele mai multe vieți, etc. Nu vreau să vând lanterna mai scumpă, nu e o lanternă proastă, normal că na. Sunt activități care într-adevăr necesită o distanță foarte mare de iluminare. Atunci asta e. Și ar mai fi că am mai primit multe întrebări de genul și sunt întrebări legitime. De ce ar cumpăra pentru pază un SR95S cu 1000 de metri și nu ar cumpăra un M3X, spre exemplu, de 2-3 ori mai ieftină și cu tot aceleași performanțe în lungime? E simplu. M3XS-UT este o lanternă de vânătoare, o să spun obsesiv asta, nu putem noi românii să fim mai șmecheri așa decât, deci nu e vorba că e mai ieftină și hai să o luăm pe aia că e mai ieftină, e vorba sau că vreau eu să vă vând pe asta că e mai scumpă, nu, ai o lanternă de vânătoare, alimentarea ei, autonomie este extrem de mică, e concepută pentru vânătoare, cea mai bună lanternă de vânătoare din lume, produsă ever, e extraordinară, însă nu-i pentru pază. E făcută să fie folosită des
și mult, pac, 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 deci e cu totul altă, nu are autonomie mare, fiind mică, nu poate să țină, adică curba asta este mult mai bruscă și este mai, scade mai mult, că na, radiatorul e mai mic, e logic. Punctul este mai mic, mult mai mic, ca al ăsteia, deoarece capul este, capul fiind puțin mai mic, automat oglinda și optica mai mică este puțin altfel, concentrată lumina, ăsta e el concentrat, dar punctul e de mari dimensiuni. Sunt multe aspecte, deci una e lanterna de vânătoare, una e lanterna de pază, a, poți să o dai unui pasnic, dar nu, nu, e cu totul altceva. Nu o să am niciun dubiu că se vor interconecta, nu? Cum asta nu poți să o cumperi, să o pui pe o armă, că n-ai cum, are un kilogram și ceva. Cel mai bun thrower din segmentul profesional, repet, nu compar cu lanternele alea mici, așa cu mulți lumeni, produse de alți furnizori de lanterne sau... SRU-51, iarăși e cel mai bun exemplu, probabil că o să iasă un dedom, adică la fel ca asta să fie un thrower desăvârșit, o să vedeți că atunci distanțele vor fi pe acolo, nu o să ajungă un SR-51 la 1000 de metri, e clară treaba, însă vor fi pe acolo, 700-800 bănuiesc eu, 900, însă nu poți înlocui SRU-51 care e mic, nu-l poate înlocui pe ăsta niciodată. Nu va avea aceeași autonomie, aici sunt baterii, la SR-51 sunt mai puține, în fine, sunt multe aspecte. Obsesiv vă spun, vă rog, sunați-ne, întrebați, internetul este la îndemâna oricui, documentați-vă, cumpărați lanterna de care aveți nevoie, eu nu vreau acum să am pretenția că o să iau toată piața, cu lanternele Olight, nu, există și alți furnizori buni, dar pe alte segmente, pe segmentul SR nu există nimic, nu pe segmentul ăsta profesional cu utilizare intensă, nu există, sunt lanterne, normal, există una care bate tot 1000 de metri, dar nu, cu un punctuleț mic, e altceva, altă autonomie, altceva, deci nu, eu când spun lanternă e un tot, da? Nu compar, că cu siguranță o să am comentarii, X-ulesca bate mai mult, ține mai mult, nu e chiar așa, da? Vorbesc, o lanternă e un tot, da? Autonomie, distanță, fiabilitate, garanție, 5 ani au lanternele garanție, toate lanternele online, mai puțin frontale, ce au 2 ani. Deci, lanterna este un tot, cum este o mașină. Da? O mașină este un tot de caracteristici, un amalgam de caracteristici. Da? Trebuie găsită mașina și lanterna care să aibă sau să îndeplinească cât mai multe din cerințele noastre, e simplu,